Așa cum am promis, vom continua astăzi cu instalarea Android 5.0 Lollipop pe Galaxy Note 3. Vom porni telefonul în download mode, apăsând volume up, power și home. Vom folosi butonul de volume up pentru a accepta. Suntem în download mode. Vom conecta cablul USB 3.0. Iar după cum putem observa pe calculator, deja s-a conectat. Avem fișierele pregătite. Și în scurt timp îi voi da drumul din îi voi da start. Și avem toate fișierele pregătite, exact ca în poză. Telefonul este conectat. Tot ce avem de făcut este să apăsăm butonul start și să așteptăm. Fișierele se vor extrage în acest moment, durând un timp total de 10-15 minute de așteptare. Deci în acest timp nu scoatem mufa, nu facem absolut nimic la calculator, așteptăm pur și simplu să se downloadeze fișierele. Acum, evident, apare partiția sistem care se trimite către telefon. Vom putea vedea și aici acest lucru. Tot ce avem de făcut este să așteptăm să termine download-ul tuturor fișierilor, trimiterea tuturor fișierilor. Acest lucru va șterge memoria internă a telefonului, adică nu ce este pe card, ci doar ce este în telefon. Așa că vă sfătuiesc să faceți un backup la poze sau la tot ce aveți salvat acolo. Vom aștepta download-ul fișierilor. Am spus, acest lucru dura până la 10-15 minute. Suntem aproape de final. Telefonul acum s-a restartat. Avem și mesajele din Odin, că este totul în regulă. Așteptăm rebutarea telefonului în acest moment. Se restartează de aproximativ 2 ori. Acum avem logo-ul, noul logo Samsung. Avem și mesajul de passet pe calculator. Și, la fel cum arată aici, avem succes. Telefonul încă nu a butat.
Și gata. Vom introduce codul PIN. Vom selecta țara. Din obișnuință. Vom introduce parola. Putem scoate în acest moment mufa USB. Nu mai avem nevoie de ea. Putem pune și capacul. Vom bifa aceste condiții specifice Samsung. Acum se verifică conexiunea. Verifică software-ul. Încă o verificare. Și acum trebuie doar să introducem contul de Google. Aici avem câteva întrebări despre localizare de înainte. Și acum ne cere să ne conectăm un cont Samsung pentru a restaura datele la care am făcut backup. Sărim peste deocamdată. Ne cere și un cont de Dropbox, nu avem evident nevoie deocamdată. Și dăm pe terminare. Cum putem accesa telefonul, aplicațiile, totul este funcțional. Putem vedea noul meniu. Intrăm la setări. Aici putem verifica conexiunile wireless și de internet. Sunete și ecran. Setările regionale de mișcare, penul, iar aici putem introduce conturile de Google, de download.
Putem vedea detalii despre baterie. Afișează și procentajul. Activăm economia de energie. După cum vedem, s-a consumat doar 10% din baterie, folosind acest în timpul update-ului. Vedem versiunea 5.0. S-a updatat de asemenea Knox-ul. Asta e. Ce pot să vă spun? Bucurați-vă de noul telefon și, bineînțeles, vizitați site-ul nostru www.politicos.ro.